numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Celes Mângâietorule, Duhul Adevărului, care părei tu tine și toată lumea, Vistierul Bunătăților și Dărătorul de Viață, vină și te sălășluiește între noi și te plătește pe noi de toate, și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și până și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale Precopii Preacuvioase și Mării Năstrire Maicii noastre Parascheva și ale tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dragii noștri, și acum v-am spus și mai înainte, dar acum să reamintim, avem în seara aceasta invitat pe Părintele Arhimandrit Antim David, starețul schizonotreanului București, care a fost invitat de noi această seară duhovnicească pentru o temă, Sfânta Taina Spovedania sau Pocăință în viața Bisericii, apoi vorbim despre locul, rolul și rostul ei în viața familiei creștine contemporane. Trebuie să vorbim despre zilele noastre. Și întrebările, pentru că aici e cel mai important lucru, aici se testează curiozitatea și dorința dumneavoastră, să nu-l iertăm pe Părintele de aceste întrebări. Vă gândiți de acum, atunci când ajungem la spre final și Părintele o să zic eu că e pregătit, să-i punem întrebările venite pentru lămurirea unor lucruri pe care noi l-am mai auzit, ne-am pus întrebări în viața noastră, că întotdeauna ne punem întrebări. Că când a fost la început și până la sfârșit, ne vom pune întrebări. Și de multe ori acum am să aminte întrebarea pe care o puneau ucenicii Mântuitorului și în acele taine. Deci unul dintre voi o să mă vândă și am început să întreb. Nu-i fi eu, Doamne? Oare fi eu? Oare fi eu? Oare fi eu? Ei, așa ar trebui și noi să punem întrebarea asta, știi? Că toți ne spunem că suntem credincioși, că ne apropiem de Sfânta Biserică, de Sfânta Eucharistie, prin Taina Spovedaniei, dar s-ar putea să fim întrebați și noi la un moment dat și noi să întrebăm și noi, oare nu-i fiul ăla, Doamne, care zic că sunt la bunul, dar de fapt nu sunt? Ce sunt întrebări? Trebuie să ne punem. Rog pe Părintele să aibă răbdare să-i pun microfonul aici. Să nu facă grijă. Da. Eu văd de stare, sonor. Bine v-am găsit. Apropo de întrebări și răspunsuri, să știți că nu mă sfiesc să vorbesc. Dar totdeauna mă sfiesc să vorbesc, să răspund la întrebări. Și răspund de ce. Aveam un foarte bun prieten, Dumnezeu să-l odihnească, fost președinte al Academiei Române, se numea academicianul Radu Voinea, un matematician celebru. Și ne mai întâlneam la diferite manifestări, eu delegat al Preafericitului, el delegat al Academiei. Era o conferință, avea vreo 80 și ceva de ani matematician, un orator desăvârșit, l-am văzut cum tremura. La propriu. Eu, un tinerel, fără prea multă minte, ca să spun așa, dar nu avem niciun fel de probleme din punctul acesta de vedere. Și am spus, domnule profesor, vă mai temeți? Și mi-a spus, Părinte, vă mărturisesc ca la spovedanie. Toată viața m-am temut de întrebări. Sigur, răspundea profesorul, omul desăvârșit din punctul acesta de vedere. Însă, ca să trecem la cele ale noastre, termenul de conferință este prea scorțos.
este prea sforțos din punctul acesta de vedere al unei întâlniri duhovnicești în această seară în care o prăznuim și pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și vreau să vă spun că este o lucrare a lui Dumnezeu. De când mă știu, eu ieșeam fiind, nu de multe ori am lipsit de la privegherea Sfântei Parascheva. De câțiva ani n-am mai putut să mă mai duc, pentru că ostenerile și rânduierele călugărești dau voie să pleci oarecum. Dar am vrut măcar să rămân în mănăstire. Oricum, vecernia începe pe la ora 6, uite așa că nici măcar la vecernie în seara aceasta n-am putut să rămân. Și oarecum facem împreună aici o vecernie duhovnicească, împărtășindu-ne de data aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu, pe care vreau să vi-l spun la suflet. E mult o conferință, pentru că termenul acesta este un lucru pe care îl folosim atunci când stăm la catedră. Biserica primară trebuie să înțelegeți de la mine un lucru. Că nu exista ceea ce facem noi acum. Ne-am pus și nu se mai vede din spatele lui Hristos. Uitați în bisericile noastre tradiționale, în biserica noastră ortodoxă, în tot ceea ce înseamnă rânduiala ei, amvonul este undeva într-o parte. Și nu este pus întâmplător, iubiții mei, frați, la modul acesta. Este pus la modul acesta pentru că totdeauna și predicatorul, cel care propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să stea cu ochii ațintiți totdeauna spre altar, nu în spatele altarului. Ca o paranteză așa, ca să nu fie scorțoasă, cum am spus, prezentarea, a venit într-o zi la mine un teolog și tot se uita, noi având acolo în fața schitului nostru, statuia Papei Ioan Paul al II-lea. Și tot se uita lungă așa la statuia Papei și zice, ce te uiți, mă? Deci am văzut-o și pe asta. Papa a întors cu spatele la Biserica Catolică. Ei s-au întors prin altar, invers, și știm ce, noi ca teologi știm ce să vă ce spun în cuvântul acesta. Dar să trecem la tema din seara aceasta. Sfânta Taina Spovedanie sau Pocăință în viața Bisericii. Ne oprim aici, la prima parte a definiției acestei. Cred că a fost inspirat Stelian, că n-am ales-o eu. L-am spus, dragă, vezi ce ora ai tăi acolo, la fața locului, ce și cum. Și foarte bine să spunem taina spovedaniei sau pocăinței. Întâi ar trebui să spunem a pocăinței și apoi a spovedaniei. Pentru că dacă este să ne gândim ce înseamnă în primul rând taina spovedaniei în viața noastră a credincioșilor, sigur găsim multe definiții. Catehetic, dogmatic, cum vreți să o luăm, din toate perspectivele, chiar și liturgic, avem destule definiții pe care le putem da. Însă ceea ce rămâne pentru noi credincioșii ca și un lucru important de reținut este aceea că taina spovedaniei sau taina pocăinței este taina regenerării noastre duhovnicești. Taina înnoirii noastre duhovnicești. Dacă taina botezului este cea care ne introduce în lumina cea neînserată a Sfântei Treimi, în Biserica lui Hristos, în tot ceea ce înseamnă în Biserică Comunia Sfinților. Nu suntem străini de lucrul acesta dacă înțelegem cineva din trăirea Bisericii. Sau dacă o simțim. Deci dacă din punctul acesta de vedere zic taina botezului este cea care ne introduce, este poarta, cum o numesc părinții Bisericii, fără îndoială taina spovedaniei este cea care înnoiește permanent, continuu, veșmântul pe care l-am primit la botez. Atunci când pruncul este introdus în apa botezului, imediat când este scos afară, primul lucru pe care preotul face, nu se duce și se spală repede pe mâini să scape de un de lemn sau de ceea ce înseamnă apa botezului în sine, ci începe să cânte împreună cu cântăreții, cu corul, tot cu corul cel drept credincios, dă mie haină luminoasă,
Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Haina aceasta a botezului, care o primim atunci când copilul este introdus, sau adultul, sau omul în sine este introdus în taina botezului, și haina aceasta pe care o primește trebuie mereu primenită. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind de această primenire de care noi avem nevoie, ne învăța că omul asemenea este asemenea unui vas. Și dacă într-un vas introduci tot felul de spurcăciuri, puneți o piatră, mai pui un pic de pământ, mai pui nu știu ce alte lucruri, fără îndoială că nu va încăpea multă apă și mai ales nu va fi curată aceasta. Va fi murdară. Și ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur într-o celebră omilie legată de taina pocăinței, că dacă vrem cu adevărat ca această apă să fie curată, fără îndoială că trebuie să curățim întâi vasul. Acesta este harul Duhului Sfânt pe care noi îl primim prin orice lucrare pe care Dumnezeu o săvârșește pentru noi, prin orice sfântă taină, prin orice slujbă, prin orice rugăciune pe care noi o înălțăm către Dumnezeu. Este o împărtășire din harul și din puterea lui Dumnezeu pe care o luăm. Dar cum o luăm? Este foarte important. Unde o introducem? Ce facem cu dânsa? Cum o folosim? Și așa mai departe. Deci iată o serie întreagă de întrebări la care ar trebui să găsim niște răspunsuri. Și atunci când o gospodină bună se pune și curăță un vas și îl dezinfectează bine atunci când te-ai pus și ai pus apă în dânsul fără îndoială ca acea apă rămâne curată. Așa este și cu lucrarea Harului Duhului Sfânt în noi. Deci, din punctul acesta de vedere, Harul nu poate să pătrundă, să lucreze, să te împărtășești din trânsul, dacă nu este cu adevărat trecut printr-un vas curat. Nu? Altfel de dus să bei apă dintr-o cană curată și apa este rece și bună și altfel te duci să bei apă dintr-o baltă sau dintr-un vas din acesta murdar. Este valabil pentru tot ceea ce înseamnă lucrarea Harului Duhului Sfânt. De aceea vasele, pentru că omul este un vas în care trebuie să lucreze. Ca o paranteză vă spun, duminica aceasta care a trecut a fost Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea. Cei care ne-au stabilit teologia icoanei. Și mă gândeam ce să le spun. Pilda asemănătorului este tâlcuită de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că a căzut în Duminica 21-a după Roxalii. Și este oarecum tâlcuită. Și atunci am zis despre icoană în modul general, vorbim în fiecare zi, putem să luăm și catehismul. Și atunci m-am legat din cuvânt al Sfântului Ioan Damaschin, pe care îl las în această seară la suflet. Ce înseamnă icoană? Chipul lui Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, el împărțea icoanele în vreo 5 tipuri. Eu m-am oprit asupra unui singur tip, despre care aș dori să fac doar atingere în seara aceasta. Și anume icoana lui Dumnezeu din om. Chipul lui Dumnezeu din om. Cel care este terferit mereu, este murdărit prin păcat. Asta trebuie să facem. Să ne facem vase alese ale Duhului Sfânt și să ne facem icoane vii care trebuie să strălucească. Dați această biserică pe care ați împodobit-o atât de frumos și această curte care arată atât de bine, sunt imaginea a ceea ce înseamnă icoana sufletului unui credincios. Vasul, cel care primește mult de la Dumnezeu, dar din care se pot și adăpa mulți. Lucrurile acestea, iubiții mei, frați, vedeți, nu se pot face decât prin taina spovedanii, prin taina pocăinței.
Să știți că orice îndreptare a omului, oricât am vorbit de îndreptarea lui, nu începe decât de la spovedanie. Dacă vrei să vezi un creștin, cât este de creștin, cât este de pătruns de taina și de lucrarea Harului Duhului Sfânt în viața lui, întreabă-l cât de des se spovedește sau uite de la dânsul să vezi cum înțelege ceea ce înseamnă taina pocăinței. Viața creștină este o viață de pocăință, dar nu înseamnă și o plângere în sensul acesta destructiv. Sfinții părinți și mulți dintre ei au avut darul plângerii, unii chiar vizibili, alții interior, dar toți au înțeles că omul nu se poate curăți decât prin taina spovedaniei, prin taina pocăinței. Să știți, ca duhovnic, nu vă spun asta din cărți. Putem să facem o conferință din aceea sforțoasă, cum am spus-o de la început, să vă dau citate foarte multe, cu subsol mult, dar bine spune Părintele Paroc. Dar ceea ce am putut să văd ca duhovnic și le spun mereu creștinilor, dacă nu te rogi și nu te spovedești, nu se întâmplă nimic în viața ta. Din punct de vedere a ceea ce înseamnă evoluția duhovnicească a unui creștin. Atâta, de aici începe, de fapt, comuniunea omului cu Dumnezeu. De la rugăciune și de la spovedanie. Zic întâi rugăciunea și vă spun și de ce, pentru că este o strânsă legătură între ele și o să vedeți atunci, acuși, că am să vă dau câteva repere legate de ceea ce se numește etapele pocăinței și nu întâmplător, am zis aici, iată taina spovedanie și a pocăinței. Aș fi spus taina pocăinței și a spovedanie și o să vedeți ordine. Și zic rugăciunea, pentru că rugăciunea este cea care în sufletul omului pune un fel de far luminos. Știți când și dumneavoastră sunteți căsătoriți, aveți familie, aveți soți, aveți soții, aveți copii, și de multe ori parcă nu te mai înțelegi cu cel de lângă tine și care face parte din familia ta. Și ai vrea să fii altul și ai vrea să-l schimbi. Și nu se întâmplă nimic în viața lui. Poate să-i spună și duhovnicul. Și sunt mulți care vin la spovedanie, dar care nu înțeleg nimic. Și pleacă mai rău, poate, de cum au venit. Și lucrul acesta l-am văzut la duhovnii sfinți. Aveam un părinte, Dumnezeu să-l odihnească, un sfânt, părintele Nicodim, pusnicul Tarcăului, când eram călugăr în mănăstire, și la bătrânețe avea probleme cu imunitatea, stând foarte mult acolo în pădure, în pustie, într-o peșteră, și a mai zdruncina și sănătate, pentru că nu se poate să le împaci cam două. Să ai și pe Dumnezeu și să ai și calul care să sară în sus cum vrea el, adică tu. Și mai lăsa vara puțin dulama ca să mai stea, să mai prăjească un pic la soare. Și numai se trezea deodată de pe cerdac și îmi spunea Constantine, așa mă chema de acasă, adă-mi reverenda, adă-mi dulama, că vine cu tare creștin, e din cu tare loc, s-a întâmplat cu tare, din motivul cu tare, și ai să vezi că nici n-ascultă. Asta era tragedia cea mai mare pentru mine la vremea respectivă. Să ascult toată această discuție duhovnicească legat și să văd cum acest sfânt se luptă să-l facă pe acel om să înțeleagă ceva și nu putea nu reușea să facă lucrul acesta. Se mai și schimbau mulți, dar nu toți. Pentru că păcatul aduce împietrirea omului, inimii omului. Aduce o despărțire a omului de Dumnezeu. Și atunci se interpune între Dumnezeu și om ca un perete. Și trebuie multă voință. Și trebuie multă osteneală ca să poți să spargi acest perete. E din punctul acesta de vedere, chiar dacă știa ce era, niciodată nu forța mai mult, pentru că nici Dumnezeu nu forțează. Dar mi-am dat seama în discursul experienței mele de duhovnic, care este rolul rugăciunii între a te duce
către adevărata pocăință. Știți ce face rugăciunea, ca să mă înțelegeți foarte bine și fără multă filozofie? Pune asupra sufletului omului un fel de far luminos. Și unde ai spus mai înainte că toate erau bune, păi n-am omorât părinte, n-am furat, n-am dat în cap, pe românește spus, nu mi-am înșelat, n-am făcut nimic. Și te-ai dus, că te-a dezlegat Duhul. În păcat ai făcut tot. Un om cu adevărat rugător pune farul acesta al Duhului Sfânt asupra sufletului său și gândiți-vă că suntem într-o cameră întunecoasă și te uiți pe acolo așa și vezi, vai, e praf, totul e frumos, curat, în bună rânduială și așa mai departe. Dar când aprinzi o lumină puternică acolo, începi să vezi până la ultima și cu ultraviolet, vezi tot ce înseamnă defect. Vezi până la ultima amprentă care poate să existe în astfel de locuri până atunci obscure. Nu așa caută părintele, zice cum caută criminaliști. Dovezi. Ei, gândiți-vă că acest lucru îl face rugăciunea. Până atunci poate să spună și duhovnicul, și cartierul, dacă ești de la oraș, sau satul, dacă ești de la țară, că nu se întâmplă nimic. Abia atunci începi cu adevărat să vezi în ceea, să-ți vezi situația ta, în ce situație de fapt te afli. Ori dacă este să ne întoarcem din punctul acesta de vedere și să facem o legătură între rugăciune și spovedanie sau pocăință în general, trebuie să înțelegem că prima treaptă, așa după cum ne-o dau Sfinții Părinți, a pocăinței este conștientizarea păcatului sau venirea în sine, cum o numesc părinții. Vă rog să vă duceți acasă, să puneți mâna pe Sfânta Scriptură și să citiți pilda aceasta a Fiului Risipitor. Este sinteza cea mai bună pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne mai dă și altele, dar nu la modul acesta atât de profund, ca să vedem tot ceea ce înseamnă etapele, treptele unei adevărate pocăințe. Dacă o luăm după catehism sau după tot ce înseamnă îndreptarul de spovedanie, sigur, lucrurile se complică. Se complică pentru că ele sunt prezentate într-un mod mult mai scolastic. Ceea ce trebuie să înțelegem aici, pentru că omul, fără să conștientizeze starea în care se află, niciodată nu va putea să ajungă să evalueze concret și corect ceea ce are de făcut. Gândiți-vă că ai căzut într-o groapă și zici, băi, ca să ies afară îmi trebuie cam un metru de funie. Dar de fapt îți vreo 3 metri. Și un adevărat om care se pocăiește potrivit Sfinților Părinți, și Ioan Scăraru spune, este că să lungești funia cât mai mult. Adică să nu spui că ești la un metru, ci că îmi trebuie 7 metri de funie. Mai bine să fie, cum spune Părintele Paul. Și asta mie, iubiții mei frați, pentru că trebuie să ne aflăm în treabă. Să fim smoliți de dimineață pe față, pentru că asta înțeleg mulți prin pocăință, să stai să faci nu știu câte sute de metanii, să faci nimic, să-ți recunoști în primul rând în sufletul tău adevărata ta stare. De aici pleacă orice indicare a unui om. De aici pleacă cu adevărat starea de pocăință. Și aceasta este prima treabă. Conștientizare sau venirea în simțiri, cum o numesc părinții. Și nu numesc la voia întâmplării. Pentru că omul, călcând porunca lui Dumnezeu, iese în afara rânduierii lui Dumnezeu. Este în afara propriei sale fii, pentru că nu acest lucru l-a făcut Dumnezeu. Nu face altceva prin păcat decât, cum vă spuneam, să murdărești ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Icoana din sufletul tău, ce ascunsă înăuntrul tău,
și pe care ai trebui mereu să o lustruiești, să o facă să strălucească și pe care să o vadă toți. Le-am mai explicat un lucru în biserică duminica trecută, apropo de icoane și de modul în care noi înțelegem. Da, noi în biserică preoții cădim credincioșii. În altar cădim sfinții de pe, să știți că asta liturgica nici pe la facultate nu mai spune. Era mare eclesia la patriarhie și aveam candidații la chilotonie și nu știau nimic din lucrurile acestea. În altar, locul sărășuirii Dumnezeului, Dumnezeului, este locul sfinților. Dar locul sfinților celor din biserica luptătoare este în biserică, în august. De aia nu ne ducem să cădim la Vohodul Mare, la Hiruvic, în pronaos. În spatele bisericii. Nu cădim în pronaos, pentru că acolo este locul penitenților. O liturghie a penitenților s-a sfârșit de mult când preotul cădește la Hiruvic, ci cădește icoanele cele vii. Chipul lui Dumnezeu care se află în om. Chipul acesta pe care, iată, prin rugăciune, prin pocăință, prin spovedanie, încercăm să lustruim și să-i dăm permanent strălucirea cea dintr-un început. De aceea, iată, prima treaptă a ceea ce înseamnă pocăința este, într-adevăr, venirea noastră în Sfinție, conștientizarea noastră care se face, în primul rând, cum vă spuneam, ca o legătură între cele două lucruri de căpetenie pentru creștini prin rugăciune. Al doilea lucru pe care trebuie să vin pun la suflet este dorința de îndreptare a omului. Această dorință de a te scula atunci când ai văzut băltoaca în care ai zăcut și ai văzut tot ceea ce este urât în sufletul tău, începi cu adevărat să lupți și să încerci să te ridici din această stare. Puțin câte puțin. Și începi să folosești, cum ar fi spus Sfântul Apostol Pavel, armele cele de-a dreapta și armele cele de-a stânga. Și ne-a pus Dumnezeu la dispoziție atâtea și atâtea arme cu care să luptăm. Depinde de noi cum știm să le folosim. Dumnezeu ne lasă această libertate să folosim aceste arme. Ne dă, dacă vreți, și tot ceea ce trebuie să facem din punctul acesta de vedere. Desigur, prin biserică și prin învățătura Sfinților Părinți, nu le găsim pe toate în Sfânta Scriptură, dar le avem trăsate. Este experiența de atâtea și atâtea generații de creștini care s-au mântuit în biserică. Noi când citim despre rugăciunea lui Iisus, zicem, păi asta nu se poate la noi aici pe pământ, că uite, noi trăim în buricul târgului și suntem stresați și așa mai departe. Păi cum să ajungem noi la lucrul acesta? Păi n-ai să ajungi niciodată la mântuire dacă n-ai să ai rugăciune neîncetată. Omul când ajunge să aibă rugăciune neîncetată, ajunge de fapt să se curățească de păcat și curățindu-se de păcat, de fapt, ajunge să aibă rugăciune neîncetată. O parte ți-o implică pe cealaltă. Ca de altfel și la spovedanie. Vedeți? Conștiința, dar până și la ei vorbim, este glasul lui Dumnezeu un om, nu se va putea niciodată liniști dacă n-a ajuns să pui la cârma minții tale pe Dumnezeu. Prin rugăciune. Ei este nevoiele sunt într-o înlănțuire logică. Nu este ceva pe care noi, o rețetă pe care noi inventăm acum. Ele sunt și în cărțile acestea de spiritualitate, dar mai ales în trăirea marilor părinți și a marilor duhovnici, ele sunt foarte bine trasate. Depinde de noi ce fel de arme știm să folosim atunci când, iată, ajungem din punctul acesta de vedere să conștientizăm cu adevărat starea noastră. Pentru că dacă este să ținem cont de ce ne învăța Mântuitorul, că diavolul caută totdeauna pe cine să închidă, țineți minte bine că diavolul niciodată nu obosește în lupta lui. I-a spus-o Sfântului Antonie un diavol odată, legându-l. Așa și eu spunea cu ironie, ca să nu zicem chiar de râdere. Zice, hei, tu postești, eu nu mănânc, tu priveghezi, eu nu dorm. Tu te nevoiești, nu am nimic nevoie din acestea.
Pentru că diavolul nu poartă ceea ce este în noi, și anume dihotomia umană, trup și suflet. Diavolul este numai Duh. Dar dacă este să vorbim unde este chipul lui Dumnezeu în om, să știți că în teologie au existat dezbateri multe și n-am să intru în ele. Putem să plecăm de la filozofia platonică ca să ajungem până în vremurile noastre pe toate curentele acestea. Nu ne folosește. Dar părinții au răspuns foarte clar. În omul, în integritatea lui. De aceea omul nu disprețuiește nici suflet. De aceea vă cădim pe voi în biserică și nu ne mai uităm doar la sfinții care sunt reprezentați pe icoane. Pentru că de aici deja avem icoanele cele vii, curățate de păcat, prin rugăciune, prin spovedanie, prin participare la biserică, prin hotărâre, în primul rând, de a te îndrepta. De aici pleacă taina căinței. Iată treapta aceasta pe care trebuie să o... Abia a treia treaptă este cea care ne duce cu adevărat la mărturisirea, să zicem noi, teologic vorbind, propriu-zisă. Adică aceea ce trebuie să facem, să ne ducem și la duhovnic și să spunem ceea ce avem pe suflet. Deci de ce zic că oarecum taina pocăinței cuprinde tot ceea ce înseamnă regenerarea vieții umane, pe când spovedania este practic una din treptele, cele patru trepte de bază, după unii cinci. Eu rămân la patru și o să vedeți de ce comasez totdeauna canonul cu dorința de îndreptare. Medicamentul cu făgăduința oricărui bolnav de a se pune sub și a fructificat tot ceea ce primește ca și sfat de la medicul său. Deci, din punctul acesta de vedere, spovedania este una dintre treptele tainei pocăinței. Spovedania propriu-zisă în sensul acesta în care ne ducem după ce am conștientizat ce avem, după ce am lumit, pus lumina Harului Duhului Sfânt asupra vieții noastre, ne punem și vedem ce avem în sufletul nostru. Și începem curățenia. Nu numai de primăvară sau de iarnă, toamnă-iarnă, cum ne numesc eu, adică la Paști și la Crăciun. Sau cum îmi spuneau ardelenii mei, că am fost ares prin Ardeal și îi cunosc și pe ei foarte bine, deși prin naștere sunt moldovean. O, părințele, ține pe tătani. Nu ține nimic pentru tătani. Vedeți, în biserică, la ora actuală, este o mare dispută cum ar trebui să te spovedești. Și majoritatea duhovnicilor, dintr-o comoditate care nu e sănătoasă deloc, nu e sănătoasă pentru viața bisericii, pentru că aici vorbim, din punctul acesta de vedere, trebuie să înțelegem că spovedania nu e cu timp. După cum nici împărtășania nu este cu timp. Este cu timp și fără timp. Este continuu, este permanent. Și vă explic de ce. Pentru că procesul îndumnezeirii omului este un proces continuu. Nu putem să spunem m-am murdărit astăzi ca un copil din acela care m-am dus și am căzut într-o baltă și am să mă spăl la Crăciun. Cam așa se traduce foarte simplu și pe înțelesul tuturor ceea ce înseamnă o spovedanie făcută la Paști sau la Crăciun. Și una și prima condiție a spovedaniei din punctul acesta de vedere, ca și act propriu zis, este că aceasta trebuie să fie continuă. Și aici trebuie să ne lămurim foarte clar, pentru că suntem în anul acesta al tainei Sfintei Spovedanii, al Sfintei Împărtășanii, și ar trebui să reflectăm mai mult la ceea ce înseamnă lucrarea acestor două sfinte taine în viața noastră. Nu e cu timp, ci este fără timp. Este cu timp atunci când trebuie să te duci și este fără timp atunci când trebuie să te desăvârșești. Așa ne învață Sfântul Maxim Mărturisitor. Un călugăr care n-a fost preot, dar care din punctul acesta de vedere cred că are unul dintre cele mai profunde sfaturi legat de ceea ce înseamnă practica lucrurilor din punctul acesta de vedere.
Noi ne ducem și ne spovedim permanent, pentru că permanent păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Ca o chestie istorică, ca un fapt istoric. Călugării primelor veacuri, ca și creștinii, să știți că se spovedeau și se împărtășeau în fiecare zi. Dar în special spovedania era de mari. Călugării în mănăstiri, chiar dacă nu erau duhovnici, așa cum înțelegem noi actul spovedaniei, în tot ceea ce înseamnă rânduiala spovedaniei de astăzi, știau să-și mărturisească gândurile bătrânilor de două ori în 24 de ore. Seara, pentru ce au făcut ziua, ce s-a întâmplat, și dimineața, pentru ce au visat sau le s-a întâmplat peste noapte. Și atunci diavolul nu prea are unde să se cuibărească. Dar dacă vorbeam de vase, vasele cele alese ale Duhului Sfânt, gândiți-vă un creștin care nu se spovedește, dar o lasă pe mâine. Păi este o întărire a puterii diavolului în sufletul, în sufletul nostru, atunci când nu te spovedești. Și asemenea unui vas pe care tot îl lași, mai pui acolo ceva în dânsul, mai faci o mămăligă, mâine faci friptură și tot să pune o coajă din aia și după aia trebuie să freci și nu se mai duce. Mai așteaptă, Părintele Sarion Iulescu spunea ce, exact cum spunea Sfințile voastre, dar ce trupul nostru e la fel ca căldarea aia care dă la, la spoitori. Ce de când în când noi facem, de aia începe să facă cocleală. Cocleala e sufletul nostru care este curățat. Îmi spunea și Sfântul Siloan Antonitu, zice, fraților, eu am avut Duhul Sfânt, dar datorită mândriei l-am pierdut. Ei, Iar Sfinția voastră a spus de Sfântul Ioan Damaschin, când picta icoana Maicii Domnului, un împărat trece pe acolo, ce să nu mai pictezi Dumnezei pe aici, da? E cum să pictezi zei și zeițele mele. Și atunci Sfântul Ioan a spus, nu, și a tăiat mâna. Mi-a să uita la icoana Maicii Domnului, Maica Domnului, pentru tine mi-a tăiat mâna. E Duhul Dumnezeu a venit, i-a luat mâna și a pus-o la lucru. Da. Deci asta așa, patrulea lucru pe care aș dori să le-și a patrulea treaptă a ceea ce înseamnă taina spovedanii în viața noastră, pe căruia, dar și în viața bisericii, pentru că nu putem să vorbim numai de lucrurile personale, ci ne integrăm și în viața bisericii, este ceea pe care ar trebui să o reflectăm cât mai mult posibil în viața noastră. Dar care nu ține atât de mult de data aceasta de noi, ca persoane, adică de dumneavoastră, ci ține foarte mult și de competența duhovnicului, ca să nu spun de măiestria duhovnicului, că nu e o măiestrie, nici o competență, nici har nu este. Este într-un fel și lucrarea duhovnicului, dar este foarte mult și dorința noastră de a ne-a îndrepta. Nimeni, niciun duhovnic, trebuie să înțelegem, nu ne poate deslega de păcate dacă nu făgăduim că ne îndreptăm. Aceasta este condiția iertării înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la femeia păcătoasă. După ce Mântuitorul Iisus Hristos îi iartă păcatele, îi spune așa, iertate sunt păcatele tale, dar îi pune și o condiție, de acum să nu mai păcătuiești. Este singura condiție a iertării noastre. Și atunci însă când păcătuiești, trebuie să te oștenești și mai mult, pentru că tot Mântuitorul Iisus Hristos îi spunea unei alte păcătoase în casa lui Simon cel Lepros, cui îi se iartă mult, mult iubește. Am putea să traducem, noi ar trebui să ne iubească. Dar deci iată, din punctul acesta de vedere, că treapta aceasta a patra spovedanie este legată, pe de o parte, și de măiestria duhovnicului de a da un medicament potrivit celui care vine ca un pacient, nu? Ca un bolnav, să se vindece, dar în aceeași măsură ține și de dorința noastră. Pentru că v-am spus, poți să ai duhovnici
adevărați sfinți, dar dacă nu vrei să te îndrepți înaintea lui Dumnezeu, nu-ți folosește la nimic. Mai ocup și timpul pe care poate l-ar fi putut folosi altfel pentru cineva adevărat ornic pentru Dumnezeu. Și de aceea, din punctul acesta de vedere, iată, taina spovedaniei în ceea ce privește mântuirea sufletului nostru este esențială. Plecând, cum v-am spus, de la rugăciune, trecem prin spovedanie, ajungem să pecetuim iertarea noastră prin taina Sfintei Euharistiei și în modul acesta progresul duhovnicesc este unul continuu. Vedeți, ele se întrepătrund toate aceste lucrări ale Harului Duhului Sfânt la care suntem chemați. Nu le pot separa una de alta. În Biserica Ortodoxă mai păstrăm ceva spre deosebire bunoare de catolici. Eu am avut o mare problemă, am studiat la catolici. Și am și experiența aceasta ca să vă spun ce dincolo de Biserica Ortodoxă. Și vă pot spune următorul lucru. Că dacă voiai să afli ceva mai mult despre spiritualitate, adică despre trăirea creștină concretă, ce are un creștin de făcut într-un caz concret, trebuia să te duci să te înscrii la Institutul de Spiritualitate, că restul era dogmat, ca cum a filozofie. Urmărea acesta, de aceste lucruri are nevoie sufletul uman. Lucrurile acestea ale înălțimilor și profunzimilor teologiei sunt bune, până într-un punct, până nu te smitesc. Tu te duci de râpă. Ați văzut, au smitit pe unii și am sărbătorit pe Sfinții Părinți, cum vă spuneam, de la Sinodul 7, ecumenii care au apărat dreaptă credință. Dar niciodată știința cea înaltă, pătrunderea lucrurilor în teologie, până la orice punct a dorit dumneavoastră, nu poate înlocui curățirea sufletului nostru. Aram răsunătoare și chimval răsunător. Aceasta rămâne un astfel de suflet. De aceea, părinții au văzut în tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră și conlucrarea duhovnicului în tot ceea ce înseamnă taina spovedanii. De aceea trebuie să vă găsiți duhovnici experimentați, duhovnici buni și să încercați mai ales să le urmați și sfatul. Că poți să te duci la doctori, dar atunci când te duci și ascunzi boala, este ca și cum îi ascunzi boala și vrei să te duci acasă vindecat. Asta nu se poate. Și este și la duhovnic. Deci, sunt două condiții ca o spovedanie să fie reușită, să zicem noi, să aibă înaintea lui Dumnezeu trecerea aceasta și să străpungă milostivirea lui Dumnezeu și să șteargă tot ceea ce noi am făcut rău. Și anume, în primul rând, să fie sinceră, cu pocăință și să fie completă. Că altfel, dacă credem că ducem și pe Dumnezeu cu preșul, ne înșelăm amar. Eu nu vă spun lucruri mari. Le auziți poate foarte des, dar lucrurile acestea trebuie să le auziți și mai des. Pentru că sunt lucrurile pe care le auzim, intră pe o ureche și atât de ușor iese pe cealaltă, încât nu mai rămâne nimic. Nu se prinde de vasul acesta lucrurile acelea. Ca așa cum se prinde zgura păcatului din păcat. În punctul acesta de vedere trebuie să înțelegem că duhovnicul își are rostul lui, dar în aceeași măsură progresul nostru duhovnicesc, înaintarea noastră duhovnicească, ține de în cerul și în cea mai mare măsură de dorința noastră sinceră de a ne îndrepta către Dumnezeu. Ei, de aceea părinții niciodată n-au privit și aș mai dori să vă aduc aminte un lucru, pentru că este iarăși în biserică o mare dispută. Dacă un duhovnic a dezlegat pe cineva, aia, cum se împărtășește aia? Sunt în biserică foarte mulți din aceștia care vin și sunt foarte neastâmpărați, ca să nu le spun așa. Și care ei sunt judecătorii, cei care decid dacă prietena, cunoștința, ruda, vecina sau mai știu cine, poate să se împărtășească sau nu. Nu este treaba dumneavoastră. Știți? Că spre deosebire de americani care spun astăzi, atunci când te duci computerul și începem și noi să pierdem lucrurile cele bune, chiar și în medicina trupească, vindecarea trupului,
îți spune și tot îți mai taie de pe lista respectivă câte o boală, câte o boală, câte o boală, câte o posibilă boală, așa, ca să fim și mai concreți și mai rămâi cu una până la urmă și cu aceea, și astfel îți spune diagnosticul. În Biserica Ortodoxă n-a fost niciodată așa. În Biserica Ortodoxă există un canon, se numește canonul 102 de la Sinodul Trulam, care tocmai lucrul acesta în Dunia, 681-682, care lucrul acesta îl scotea în evidență. Și anume faptul că niciodată în Biserica Ortodoxă nu s-au văzut lucrurile judiciar. Nu suntem la Vatican să avem Sacra Rota, adică Sfântul Tribunal, care decide ce și cum. Ai divorțat, n-ai divorțat, sau de ce trebuie să divorțezi, sau dacă îți dă biserica binecuvântare, sau nu îți dă și așa mai departe și te judică. Ba s-a consumat actul acolo între soț și soție, ba nu s-a consumat că n-a fost dragoste, dar de fapt ei au trăit împreună nu știu câți ani. Deci tot felul de aberații de genul acesta, tot ca să înșele pe om și să-l pune pe lângă drumul cel bun al mântuirii. Ori aici trebuie să vezi că fiecare om este o persoană și în fiecare om stă ascuns, cum vă spuneam, chipul lui Dumnezeu. Și chipul acesta trebuie să-l faci să strălucească. Dacă cotleala este mai mare, trebuie să te ostenești mai mult, inclusiv duhovnicul. De asemenea, la unui vas. Dacă cotleala s-a pus mai mult și s-a întărit mai mult pe un vas, atunci trebuie să rostuiești mai mult. Dacă este mai puțină, nu are rost să te chinui. Sau nu are rost de ce să te chinui. Deci, de aceea, din punctul acesta de vedere, iată, o conlucrare strânsă din punctul acesta de vedere al celei de-a patra trepte, și anume dezlegarea și canonul, preotul duhovnic nu te poate dezlega fără dorința aceasta sinceră de a te îndrepta și fără a-ți lua medicamentul. Trebuie să fii, cu alte cuvinte, asemenea, în ceea ce privește boala trupească, un bun pacient. Și trebuie să fii un bun creștin care s-a scus de duhovnic. Nu atunci când îți spune duhovnic, ei, lasă că mă duc la altul. Ei, și vântul relumea. Și ce ai făcut? Deci, din punctul acesta de vedere, iată, sunt câteva lucruri. Sigur că, acum vorbim într-o frază, nu vă mai rețin. Locul, rolul și rostul spovedaniei sau pocăinței în viața familiei creștine. Dacă este la nivelul acesta al fiecărui suflet, va fi fără îndoială și va birui Hristos și în viața familiei și în societatea noastră. Să știți că iadul, ca și raiul, cum spun eu, se împânzesc mereu. Iadul mic din sufletul tău și cu iadul mic din sufletul soției și cu iadul mic din sufletul copilului dă un iad mai mare. Iadul mic al familiei tale cu iadul mic al familiei de lângă tine și așa mai departe dă un iad și mai mare. Și astea sunt lucrurile pe care trebuie să le înțelegi. Vedeți, trăim într-o societate în care, din acest punct de vedere, dai cu chibritul și ia foc. La prop, omul nu mai este și nu mai rezistă pentru că nu este făcut pentru acest ritm al vieții nebun. Nu este ritmul lui. Pentru că nu este ritmul mântuirii. Toate acestea care se întâmplă astăzi sunt puse ca să scoate pe om din ritmul acesta. Din ritmul mântuirii, de ritmul fericirii. Este ca la faraon. Dacă ați citit în Vechiul Testament, când Moise și Coaron s-au dus la faraon și i-au cerut să lasă pe poporul evreu să aducă jertfă lui Dumnezeu în pustie, ce se întâmplă acolo? Faraon, între altele, își adună sfetnicii lui. Și zice, ce să facem cu aceștia? Și concluzia, ca să nu mă mai rețin, este aha, au timp pentru așa ceva, ia mărește-le norma și să mai adune și paie. Pentru cărămizi, desigur. Să nu mai aibă timp să se gândească la așa ceva. Se mai gândește un tânăr astăzi de la o multinațională,
care aude de dimineață până seara, fii mai tare, fii cel mai bun, fii cel mai frumos, fii cel mai deștept, fii primul, fii și fii, așa mai departe, nu mai fii om, pentru că asta înseamnă să calci peste cadavrele celorlalți ca să te popoțești în vârful scării și o spun mereu acest lucru, Deci, un astfel de om când va mai avea timp să se uite la ce este în interiorul sufletului său? Când va mai avea timp o soție care este într-o asemenea situație să se mai gândească și la mântuirea propriilor săi copii? Se bucură atunci când îi uită în fața televizorului său. Pentru că mai trebuie să se ducă și la Suleiman Magnific. Să vadă de la ce episod a ajuns. A devenit un fel de sport național. O mare tristețe. O mare tristețe, pentru că omul nu mai are timp să se uite ceea ce lui acolo în interiorul său. Ce face cu sine, cu chipul lui Dumnezeu? Acestea sunt lucrurile, iubiți credincioși, pe care am vrut în seara aceasta să le pun. Nu vă mai lungesc, pentru că e destul de târziu. Așteptăm întrebările și nelămuririle dumneavoastră. Pe vă mulțumim foarte mult, pentru că ați venit de stareți. Când se gândesc la întrebări din biserică, vorbiți-ne puțin despre Schitul Măgurean, unde sunteți acum stareți. Că nu știu câtă lume îl știe în zonă, nu cred că îl cunosc prea mult și poate e bine să îl știe, poate vă vom mai vizita. Vom merge la Sfântul la o Sfântă Slujbă, acolo, la Sfinția voastră. Vă așteptăm cu dragă inimă. Da, este cea mai nouă, dar și una dintre cele mai vechi, totodată, mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureștilor. Schitul Măgurean trece spre la liceul Lazar, de acolo vă urcați spre Știrbei Vodă și la colțul Cismigiului, vedeți acolo o biserică așa oarecum rămasă, ca fără niciun fel de podoabă. Noi suntem obișnuiți să vedem mănăstirile noastre înconjurate de zidurile acelea care dau oarecum călugărul și o siguranță până și fizică, din punctul acesta de vedere. E acea cetate, nu numai duhovnicească, ci și chiar fizică, dacă vreți, văzută, materială. Ei, acolo nu se întâmplă așa, pentru că mănăstirea aceasta, atestată documentar prin secolul al XVII-lea, sigur că atunci Bucureștiul nu era dezvoltat pe partea cealaltă a Dâmboviței, era până la Dâmbovița. Dâmbovița era o baltă mare, să nu credem că atunci când veneau revărsările de apă de la munte, era regularizată cum o vedem noi astăzi. Nu era un lucru de genul acesta. Și atunci se făcea o baltă imensă, unde spun cronicarii că pescuiau călugării de la mănăstirea Sărindarului, de care aparținea Schitul Măgureanu, și cei de la Schitul Măgureanu. Unii de o parte a bălții, ceilalți de cealaltă parte. Așa. Însă, prima biserică despre care știm concret și avem date concrete este cea construită de către Constantin Băcărescu, fiul sfetnicului Anache Băcărescu, sfetnicului Brâncovean, martirul. El a construit prima biserică după ce tatăl s-a murit pe moșiile familiile Băcărăștilor și după aceea a fost finalizată, pentru că a murit de ciumă, a fost finalizată de către Mihail Cantacuzino Măgureanu, cel care avea moșiile la Măgurenii din Olt, așa, de Moltenia, și de unde vine și numele Schitului Măgureanu. El a titlul său, care știm bine că în timpul războaielor ruso-turce a trebuit să părăsească țara și a ajuns general al armatei ruse, a murit undeva prin Ucraina, nu se știe foarte bine mormântul său, însă a fost un om care a lăsat foarte multe lucruri frumoase și mai ales genealogia Cantacuzinilor, pe care, înainte de a pleca în Sulghiun pentru totdeauna, a poruncit să fie pictată pe peretele din spate al bisericii vechi, și anume
cele patru familii încuscrite, să le zicem noi așa, Văcărăștii, Cantacuzinii, Măgurenii și cu Brâncovenii. 18 chipuri care se aflau în biserica schitului Măgureanu și care acum doar au rămas într-o schiță copiată și care se află la arhivele Bibliotecii Academiei Românii. Biserica cealaltă este mai nouă, dar nu arată ca cealaltă. Cealaltă e o bijuterie, asta e ceva așa, știți, mai renascentist, mai cu duhul lumii secolului 19, să zicem noi așa. A fost desființată odată cu secularizarea ca mănăstire, pentru că a fost supusă legii secularizării. Chiar astăzi, în seara asta, am pregătit dosarul. Mâine avem proces în instanță pentru recuperarea titlurilor de proprietate și a proprietăților așa mai departe. Și am găsit un document foarte interesant de la 1875, când se cerea, de fapt, predarea bisericii în subordinea primăriei, întrucât nu se supusese din 63 legii secularizării aderilor mănăstirii. Pentru că era mănăstire închinată Sărindarului, nu știu câți mai știți Sărindarul, mănăstirea Sfântului Ioan sau Sărindarul era acolo unde este cercul militar central, pe Victoriei. Vedeți acolo un izvor în față, scrie Fântâna Sărindarului. Da. Iar pe laterală mai este o placă unde era altarul Bisericii Sărindarului, o mănăstire foarte faimoasă, care avea o icoană făcătoare de minuni cu grama dormirii Maicii Domnului, mai mare, cea mai mare biserică din București, căzută sub buldozerele secolului, de sfârșit de secolul 19, pentru că așa e, așa, da, așa înțelegeau cei de atunci restaurarea. Dărâmăm noi și facem din nou. Și n-am mai făcut-o, din păcate. Și asta iar atunci a fost desfințat și schitul ca mănăstire, trecut la parohie și iată, după 100 și mai bine de ani, aproape 160 de ani, revine ca mănăstire, pentru că a purtat și bulevardul și mahalaua schitul Măgureanu până astăzi, dar revine ca mănăstire pe o proprietate de 863 de metri pătrați, doar atât. Este un loc foarte frumos acolo, la colțul Cișmigiului, și o mărturie a ceea ce a însemnat credința de altă dată a moșilor și strămoșilor noștri, dar în aceeași măsură și o responsabilizare a ceea ce avem și noi de făcut, ca să ducem mai departe aceste valori și aceste daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat spre mântuirea noastră. Ina, bine, haideți cu întrebările celelalte. Ce programul liturgic? Sigur, acum săvârșim liturghia dimineața, doar lunea. E un pic de pauză, pentru că suntem puțini. Spațiul este foarte puțin la schitul Măgureanu. Nu avem posibilități prea multe să facem o incintă mănăstirească, să extindem. Suntem trei viețuitori, dar mai vin doi părinți și, ca urmare, dimineața facem Sfânta Liturghie de la ora 8, începând cu trenia, și Sfânta Liturghie 9 și un pic Sfânta Liturghie. Iar după masă facem vecernia și cu paraclisul. Și vinerea seara, la de la 6, facem Sfântul Maslu. Sigur, deci nu e un program cu slujbe de noapte și așa, pentru că nici nu poți să faci în mijlocul orașului. Mănăstirea de oraș are o altă misiune, aceea de a se da după nevoile credincioșilor. O mare problemă în 2010 a fost reînființată ca mănăstire de maici, numai că maicile n-aveau cum să se din ce să întrețină. Ele, nefiind preoți și așa mai departe, la mănăstire de călugări, unde sunt preoți, sunt diaconi, se mai duce un credincios, mai citește Părintele o rugăciune, mai se spovedește omul, mai e altceva, e un alt mod de a face misiune, pe când maicile în oraș nu prea ai cu ce... Nu sunt cum să supraviețuiască. Și nefiind alte proprietăți și alte, atunci s-a luat această decizie. Noi suntem la început de drum. Eu sunt întors de la Roma de un an și un pic și când m-am întors, Părintele Patriarh m-a rânduit acolo, da, la Roma. Întrebări? Poftiți, mă rog. Până unde cred că așa... Să spun ce ai de suflet.
Dar vedeți, este o mare problemă conștiința păcatului pentru creștinii noștri de astăzi. Sunt foarte mulți dintre credincioși care nu au această conștiință a păcatului. Deci ce face spovedania? Ar fi să răspundem aici, uite, rostul ei în viața familiei creștine sau în viața noastră creștină în general, nu face altceva decât lustruiește conștiința. Asta face spovedania. Și conștiința, după ce te-ai spovedit, devine mai vie. Și devenind mai vie atunci când ai păcătuit, te mustră și mai mult. Și te îndeamnă să te duci să te spovedești. Și spovedindu-te devine și mai vie, vie și tot așa. Deci este o legătură strânsă, cum vă spuneam, între spovedanie și conștiință. Una fără alta nu poate să meargă în viața noastră. De aceea, cam de acolo trebuie să găsiți măsură. Deci eu nu am fost niciodată adeptul duhovnicului care să vină la mine să-mi spună, știți, am omorât 3 muște, dar mă omor și eu, că nu pot să le suport. Și da, poate le omor direct cu paleta, pun din alea pastile, cum să mai pun alt și țânțare la fel și... Nu asta e. Deci să ținem cont de ce ne spunea Mântuitorul, ai vouă fariseilor că strecurați că asta țânțarul și lăsați să treacă cămila. Și asta este problema noastră. Atunci când ai scos balaurii șarpii, șerpii, cei mititei, au loc pe unde să iasă. Să duc singur. Complet înseamnă cu amănunte? Nu, Doamnă. Complet, complet înseamnă să conștientizezi ce ai pe sufletul tău. Pentru că spovedanie nu înseamnă anchetă. Te duci, nu mai suntem pe timpul lui Ceaușescu, când te duci acolo, că mai erau și dintre ai noștri ispitiți, nu? Să te tragă de limbă ăla securistul, ce ai mâncat, ce ai făcut, ce ai drept și asta. Nu asta înseamnă spovedanie. Cred că înseamnă spovedanie înseamnă să spui lucrurile care nu te lasă să pui capul liniștit pe teren. Dar nu numai cele pe care nu te lasă să pui capul, pentru că v-am spus, legătura între conștiință și spovedanie este mai strânsă decât înțelegeți. Pentru că dacă nu te spovedești cum trebuie, conștiința ți-a doarme și pui capul foarte liniștit pe pernă. Pui foarte liniștit. Vă spun eu, păi uitați-vă, am văzut odată psihologii vorbind de data aceasta. Un interviu luat la Jilava cu cel mai mare criminal. Torționar. Nu, criminal. Vreo 18 crime la noi făcute și asta. Și l-a întrebat, oarecum jurnaliștii care se dusese acolo, accepta totuși să vorbească cu ei, l-a întrebat, ai ceva să-ți reproșezi? Nu. Păi n-avea conștiință. Nu că n-avea conștiință. Conștiința doarme. Conștiința doarme sub loviturile păcatului. Asta vă explic. Spovedania o trezește și atunci măsura ți-o găsește aici. La ceea ce te chinuie sufletești. Nu la modul acesta în care dormi, pui capul liniștit. Că poți să pui capul liniștit și că nu mai ai nimic de mărturisit. Sau ai foarte multe să mărturisești. Noi care greșim în fiecare clipă. Deci asta este, din punctul acesta de vedere, eu nu sunt cu acela să știți, problemele sunt foarte delicate din punctul acesta de vedere și eu oarecum vă înțeleg. Sunt duhovnici care desfințează, pe românește vă spun și eu nu țin la lucrul acesta deloc, personalitatea umană. Care nu mai trăiește el în pat cu soțul sau cu soția, ci trăiește duhovnicul, care nu mai mănâncă sau nu mai face meniu în casă, familia ce îl face tot duhovnicul, care nu mai face nimic. Acolo nu sunteți în mănăstire. Duhovnicul dictează tot. Tot. Controlează tot. Nu aceasta este... Implicit manipulează, dar... Fără îndoială. Fără îndoială. Și niciodată vin tot felul de tineri la mine, ce să fac? Să mă căsătoresc? Mi-a zis, dragă, dacă eu m-aș fi căsătorit, dar nu m-am căsătorit, că m-am făcut călugări. Ți-aș fi spus. Îmi place sau nu-mi place de mutra lui ei? Dar cum te căsătorești tu, trebuie să decizi tu. Tu trebuie să decizi lucrul. Eu, ca duhovnic, trebuie să mă uit la tine și să spun, mă băiete sau mă fată, uite aici, vezi că greșești. Vezi că nu e așa.
lucrul acesta al păcatului, nu acum arată o fată. Era un băiat într-o zi a venit la spovedanie și toată familia împotrivă, pentru că aia nu era un pic mai urățică decât el. Însă o fată cu un suflet de aur. Și am trebuit să-i chem pe părinți și să le spun, dar te-ai mărit tu din nou? Și nu știu eu. Tu când te-ai măritat? Păi acum vreo 30 de ani. Să-ți fie de bine. Acum lasă-l și pe piciorul tu să se însoare. Și controlarea, și cum spunea bine, este manipularea vieții de către unii duhovnici neexperimentați, este o realitate tristă a vieții noastre duhovnicești. Și nu face altceva decât, vă spuneam, desfințează personalitatea umană și responsabilizarea creștinului în ceea ce privește drumul mântuirii. Voi nu sunteți în mănăstire. În mănăstire nici apă nu se bea, eu am băut aici câteva pahare, mă rog, de altă discuție. Nici sare în bucate, cum se spune, nu se pune fără binecuvântare. Adică totul este cu binecuvântare, dar este altceva. Am insistat pentru că... Acolo exersăm virtutea ascultării. Dar spuneți-vă. Deci am insistat pentru că am văzut foarte multe persoane care vin și spun intră în amănunte. Păi da, bine, doamnă dragă, dacă vine la mine un astfel de credincios care începe să spună bunoare la lucrurile intime, că sunteți oameni și trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna. Păi ce minte aud de la dumitale sau mă duc și citesc un mesaj erotic de pe internet? Care e diferența? Vă rog să o spuneți dumneavoastră, nu? Păi despre ce vorbim aici? Adică trebuie să ai un discernământ și când te spovedești. Și când te spovedești, nu trebuie acolo. Să iei păcatele cu adevărat serioase pe care le săvârșești și poate pe care le și repeți și care pot deveni, deci, patimi. Care știți cum era. Te stăpânesc, te pot influența, te pot afecta pe tine, viața ta, persoana ta. Lucrurile serioase care... Spus că aici conștiința îți dă măsura. Îți dă măsura, nu? Nu trebuie... Să nu insiști pe detalii nesemnificative, ci pe lucrurile cu adevărat importante și serioase. Restul în sufletul tău rămâne cu cântat la... Dar de unde l-ați asistat la spovedanie? Îți monopolizează, nu aștepte. Atunci monopolizează timpul și îți trage de timp, consumă timp. Vezi că acolo, de fapt, se pierdea vremea. Știi să... Nu, trebuie să înțelegeți la nimeni lucru. E de la caz la caz. Sunt lucruri care îți vine cazul și cazul. Haideți să vă dau un exemplu. Vine cineva la spovedit care nu are conștiința păcatului. Cum vă spuneam, el n-a făcut nimic. Nici n-a omorât, nici n-a făcut alte rele, nu? Și te chinui oarecum să vezi că știi, îți dai seama ca duhovnic ce e acolo, ce colcă într-un astfel de suflet. Dar el nu are conștiința asta. Și atunci ce poți să faci? Să-l orientezi către ceva. Uite, ia și tu și citește. E un îndrumar de spovedanie, dar vezi că îndrumarul să nu devină strâmbar, cum spun eu. Sunt și lucruri de acestea, multe dintre ele și îndrumarele de spovedanie sunt deplasate, dar asta este o altă discuție. Deci, ia și tu și citește o carte de, uite, o învățătură legată, ca să mine când vei veni să fii puțin mai conștient de ce înseamnă păcat. Și atunci, cu un astfel de om, termin în 3 minute. Cel mult. Că nu are conștiința păcatului. Și atunci eu ce să fac? Văzător cu Duhul nu sunt. Și dacă aș fi văzător cu Duhul, n-am cum să spun ceea ce nu spune El, că nu-L spovedesc eu, că v-am spus că nu-i anchetă. El se spovedește. Eu doar trebuie să-L canalizez pe ceea ce trebuie. Și așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie să vedem. Pe de altă parte, dacă un om ajunge la măsura conștientizării cu adevărat a ceea ce înseamnă păcatul, fără îndoială că lucrurile intră într-o altă dimensiune, atunci nu mai termin în 2 minute. Deci este altceva ce trebuie să înțelegi. Dimensiunea păcatului este cea, pentru că noi, vedeți, de la n-am omorât, n-am ucis, și până la cele mișcări ale minții. Este cale lungă, frații mei. Este cale lungă.
Noi, ca să spunem, ne luptăm cu patimele acestea grosiere, cum le numesc Sfinții Părinți. Dar să vedeți după aceea, nu am citit noi viața Sfintei Marie Egipteancă, sau dacă n-ați citit-o, merge și citiți-o. De unde ajungem, sau cum ajungem noi să o descoperim pe această Sfântă, emblema pocăinței, să zicem noi așa, omului căzut a ajuns până la starea paradisiacă. Păi cuviosul Zosima, când vede cum călca peste apă ca pe pământ, pe apa Iordanului, i s-a pus în genunchi. Știa el ce înseamnă asta. Știți ce înseamnă? Starea paradisiacă, în care toată întreaga natură, cosmosul întreg, era pus la picioarele omului. Asta face omul prin înduhovnicirea lui, prin îndumnezeirea lui. Ajunge la starea pe care a avut-o Adam dintr-un început, într-o care toată creația era ascultătoare de om, apoi răzvătită. Și atunci ce va da? De unde pleacă el? Pleacă din un lucru. Așa, știți, în pustia lui, acolo în chilia lui stând, îi vine un gând, care suna în felul următor, zice, mai este oare vreo nevoință duhovnicească și așa mai departe, pe care eu să nu fi cunoscut? Și atunci Dumnezeu răspunde așa, Zosima, lasă-ți mănăstirea ta și du-te în cutare mănăstire. Care Dumnezeu să-ți răspundă, să-ți arate ție lucruri mari. Și nu a arătat Dumnezeu. Prin cine? Cu o desfrânată, ajunsese la o stare de desăvârșire la care el nu era călugărul, care nu văzuse, cum spun părinții femeie, în viața lui. Și de la distanță l-a strigat pe lume. Asta este, deci, de acolo, de la ce luptăm noi cu asta și până la alea, e cale lungă. Păcat să vorbești. Dar depinde cui vorbești. Mântuitorul spune limpede să nu dați mărdăritarele în gurile porcilor că le cardă în picioare. Adică sunt oameni care cred și oameni care nu cred. E, aici este. Cine crede, cine nu crede, cui împărtășim, cui nu împărtășim acest lucru. Pe de o parte și cuvântul Mântuitorului trebuie propovăduit, nu? Aici trebuie să plecăm. Și cum se întreba famenul în căruță, când Sfântul Filip se apropie și îi spune Mântuitorul, du-te și botează-l pe așa. Și ce îi spune? Zice, păi cum să înțeleg dacă nu voi avea un propovăduitor? Și atunci ia loc lângă dânsul în cap. Dar trebuie să înțelegeți, credința este o dimensiune a sufletului uman. Nu se bagă cu forța, cu sulița în sufletul omului. Nu de cu sabie. Că dacă omul vrea și vezi deschidere la dânsul, împărtășește din experiența ta, din cuvântul lui Dumnezeu, nu da mărdăritarul în gura corpului. Lasă-l că îl întăriți mai rău. Mai rămâne o singură armă pe care o crește. Rugăciunea. Rugăciunea este cea care poate să transforme pe om. Să știți că nici aici, că altfel intrăm într-un alt conflict. Păi cum, părinte, că mă rog de dimineață, că vă vorbim aici de spovedanie și rolul în familie, a schimbării și așa mai departe, nu? Ei, păi tot m-am rugat de dimineață până seara, dar nu s-a întâmplat nimic. Vă dau un cuvânt al Sfântului Diadoh al Foticei. Un părinte filocal. Pe care l-a tradus Părintele Stăniloae și la care are o notă absolut cutremurătoare. Care spune așa, când Duhul Sfânt începe să lucreze în om, începe, ca să zicem noi așa pe românește, să mă înțelege, să dea târcoale. Ca un lup care vine pe lângă stână, mai hărmăie câinele,
mai iese ciobanul, mai face gălăgii, ho! Și așa mai departe. Dar dacă omul își deschide sufletul și primește harul și lucrarea Duhului Sfânt, așa începe lucrarea lui Dumnezeu. Altfel, se lovește lucrarea lui Dumnezeu, harul Duhului Sfânt, de îndărătnicia omului ca o nucă de perete, care nu se prinde. Înțelegeți din punctul acesta de vedere? Împărtășim cât putem. Spuneți. Conștiința are rolul de a discerne binele de rău. El a lăsat Dumnezeu așa pe om. Ca să discearnă binele de rău. Spre deosebire și de aceea conștiința se manifestă în rațiune și așa este o întreagă teologie îmbinată cu filozofie. Ce vreți aici? Nu intrăm în detalii din asta pentru că sunt mai greoaie pentru dumneavoastră. Însă, din punctul acesta de vedere, conștiința deci are rolul de a discerne binele de rău. Și din punctul acesta de vedere, un om care este un om duhovnicesc, totdeauna vede ce se întâmplă în jurul lui. Vede mai mult decât omul căzut, omul porcul, nu? Stă în baltă, în mocirlă și se simte foarte bine. Căprioara, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, să știe să zboare. Cu salturile ei frumoase. Asta este omul duhovnicesc, pe deosebire de omul păcatului. Atunci, din punctul acesta de vedere, vezi ce se întâmplă în jurul tău. Dar asta înseamnă o simplă constatare și aici noi trebuie să ne oprim. Ori diavolul ce face? Vine și așa face. De asta. Înspre judecare. Aici este deosebirea, înțelegeți? Și atunci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să lupți cu celălalt de lângă tine atât cât v-am spus, cât și el să lasă ajutat. Pentru că mulți sunt ca și cum ar cădea într-o groapă și tu încerci să-i dai mâna și el tot spune, lasă-mă în pace, că aici e locul meu, nu vezi ce bine. Și nu poți să-l scoți. De aceea, din punctul acesta de vedere, sunt două aspecte. Este aspectul acesta al constatării și este aspectul al judecării. Omul nu poate să nu constate lucrurile din lumea aceasta. Binele și rău. Dacă nu-l constată, înseamnă că nu mai intre în ce. Păi vedeți, citiți Patericul și o să vă observați acolo că aveți copii și vin tot felul de femei mai neisprăvite din acestea care, cum le spun eu, fără experiență și zice, ba e îndrăcit, ba e, nu știu, tu te văd că ăsta e energie, nu e nici îndrăcit, nu are nici nimic. Și mai este un lucru. Ce face diavolul? Sau ce se întâmplă cu copilul, ca să ne întoarce la Pateric? Păi când părinții vedeau la poarta mănăstirii un copil, părinții se tulburau, pentru că îi tulbura diavolul pe ei. Că diavolul zicea, hai de aici, că nu mai ai de noi treabă. Nu așa e Pateric? Nu că lucrul acesta copilul ar fi diavolul în sine. Ferească Dumnezeu să spun, un îngeraș curat. Dar n-are capacitatea discernerii binelui de rău. Fraților, asta trebuie să înțelegeți. De aia răspund părinții în locul copilului. Până și legal. Nici capacitatea discernerii binelui de rău nu are nici cel cu tulburările psihice. Nici bețivul. Ăla beat. Degeaba îi spui atunci. Dar se consideră că ăsta și-o reveni după și plătește pentru ce-o făcut înainte. Spre deosebire de copil care nu plătește. Ori aici, vedeți dumneavoastră, când ai o rană și tot o zgândări de dimineață până seara, aia niciodată nu se vindecă. Așa face diavolul și cu lucrurile noastre atunci când nu știm să discernem lucrurile cum se cuvine. Ai un copil care îți devine câteodată dragul de casă.
și vin foarte mulți care se deșină în reda Doamne. Dar tu te-ai uitat la tine cât ești de vindecat sufletește și nu scare cumva un, pentru un îngeraj din ăsta face michiduță multe ispite? Asta trebuie să o vedeți. Deci din punctul acesta de vedere, constatare, v-am spus, este un lucru pe care trebuie să-l avem. Dar judecarea este. Adică, și judecarea ce înseamnă? O, păcătoasă aia, fira, iară, uite ce-a făcut. Eu sunt mai bun. Vameșul nu așa spunea. Fariseul nu așa spunea. Nu, mulțumesc eu ție, Doamne, că nu sunt ca ăla care este bun. Acesta este păcat. Dacă n-ai conștientizat, se întâmplă ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, ori povățuindu-se, cad amândoi în groapă. Ca să poate fi povățuit un or, cineva trebuie să vadă bine lucrurile. Dar despre post. Postul mare, le ții, trebuie să-mi postul. Dar dacă vreau să mă spovedesc, m-am spovedit în cursul lumii, dar post, cum țin? Și cum să ține post? De post, câți au venit la noi, nimeni nu ne-a povestit nimic despre Sfântul Post. Legat, da, în legătură cu taina spovedanii, da, și cum sigur cu împărtășanii, da, aici părerile sunt foarte împărțite. Ce trebuie să țineți în rândul duhovnicilor? Pentru că aici este frumusețea bisericii. Stați jos. Aici este biserica, frumusețea bisericii ortodoxe. De când n-ai impus niște norme din acestea, pentru că numai de aceea v-am și spus. Aici este autoritatea duhovnicului intervine. Autoritatea de tămăduitor de suflete, nu de judecător, cum vă spuneam în partea cealaltă, la catolici și la protestant. Dă-i cu barca, că... Așa spune. Era o chestie, vă spun așa, ca un lucru foarte personal, pentru că n-am acceptat lucrul acesta, apăruseră după Revoluție niște cărți din acelea, dintre care una numită Pelerinul Român, dacă mai țineți minte. Era o carte, pe o hârtie de ziar, de cea mai proastă calitate, nici nu voia ce scrie bine, cu o copertă roșie, ca la comuniști. Și când te duceai la spovedi, la neînsprăviți din ăștia de duhovnici, nu a luat roșie. Pentru asta 20 de ani. Pentru aia 7 ani. Nu este așa. Deci lucrurile nu stau așa în ceea ce privește. Și de aceea vedeți că nici aici nu avem, în ceea ce privește lucrurile acestea, nu sunt foarte clare. Nu că nu sunt clare. Nu trebuie să fie clare. Ce? Pentru că intervine autoritatea duhovnicului. Însă regula pe care trebuie să o țineți este cea lăsată de biserică. Orice creștin trebuie să țină cele patru posturi de peste an, trebuie să țină miercurile și vinerele și restul se poate spovedi și împărtăși oricând. Oricând dorește. Duhovnicul care cere 3 zile, 7 zile de post înainte, e treaba lui. Dar aia nu-i după rânduia la biserici. Vreau să o văd și eu unde este. Nu este. Nu scrie nicăieri. Și eu astăzi am mâncat și să-mi fie de bine, cum a zice românul, nu? Și mâine mă duc să mă împărtășesc. Că slujesc la liturghie și asta nu-i meserie. Nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Deci, din punctul acesta de vedere, asta este regulă. Trebuie să orice creștin, atâta vreme cât este sănătos și nu sunt alte probleme și așa mai departe, exceptăm cazurile acestea speciale pentru care primești binecuvântare fără doar și poate, și asta și înțelegerea bisericii, că iară revenim la canonul 102, așa? Trebuie să țină, deci orice creștin trebuie să țină cele patru posturi, miercurile și vinerile. Ziua de luni. Facultativ. Dacă doriți aici. Aia e facultativ. Ba da, se poate, da. Dacă și la laici, dar aia este evlavia personală cu binecuvântarea. Nu. Aia vă poate să... Sigur. Părintele, m-am gândit. Ce? M-am gândit pentru că sunt...
sunt și creștini din aceștia care rup hamurile, cum spunem. Și când ai rup hamurile, stai după aia în drum, că nu mai ai cu ce trage calul. Ăla este și cu... Cu bună rânduială. Bună rânduială, cu dreapta socoteală. Să știți, părinții ne învață că dreapta socoteală sau dreapta măsură în toate este cea mai mare dintre toate virtuțile. E să nu te duci nici într-o extremă, nici în cealaltă, ci să mergi pe drumul mântuirii încet și sigur. Acesta este, aceasta este măsura și măsura ne-o dă biserica. Când biserica a spus că un creștin trebuie să țină perioadele acestea, este o perioadă mai intensă din viața noastră. Dar poți să te duci, de aia vă spuneam, nu așteptați să vină Paștele sau Crăciunul să te spovedești. Și dacă ai mâncat carne și... Păi alte drăgovenii pe care le auzim noi duhovnici pe la spovedi. Păi dacă nu n-am postit, nu mă spovedesc. Dar de ce trebuie să legi postul spovedanie de post? Du-te și spune și asta. Să mă ierte Dumnezeu Părinte că nu, uite, n-am putut să postez. Sau n-am mochinuit diavolul și nu m-a lăsat. Acolo sunt, v-am spus, cazurile excepționale. Ei, cu medicii, știți, e un pic mai delicată treaba. Că medicii de astăzi, de când cu medicina asta atât de înaltă, tot se uită pe acolo, pe la analize și tot zic, ba, ies așa, ba, ies așa, știi? E cam bancul ăla, cum zice că e, coboară unul după revoluție de acolo, din munții Apuseni, unde să văzusele satele acelea despre care noi nu știam că nu există lumină și condiții și așa mai departe. Și se duce unul la câmpie, știi, jos și intră într-un bar. Și comandă acolo ceva, se pune la masă și intră în discuție cu unul de acolo, din zonă. Și ei, cum e pe la noi? Uite, pe la voi, uite, e așa, pe la noi e așa și asta zice. Dar ajung la dispensar, știi, legat de dispensare. Zice, păi zice, păi uite, noi avem dispensar aici și ne pune diagnostic și putare și așa mai departe. Și dar voi cum muriți? Și asta ne spune, zice, de moarte bună, adică naturală. Dacă n-ai. Deci nu trebuie să vă duceți în extreme, e adevărat. Dar aici trebuie să înțelegeți, și de aia spuneam dreapta socoteală. Trupul totdeauna poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva trupului. Asta ne spune învață Mântuitorul Iisus Hristos. Aici este o bătălie. E greu să împaci lucrurile. Și trupul este asemenea, mai ales la tinerețe, de ce trebuie să postească un tânăr? Trupul este asemenea unui cal nărăvaș, la care nu-i pui căpăstul tare și vrei să nu zburde, știi? Și să-l ții tu, strunit. N-ai cum. Ori de ce trebuie și post, trebuie și rugăciune și așa mai departe. Dar din punctul acesta de vedere, nu, trebuie să te distrugi. Pentru că iarăși vorbim de vasul pe care Sfântul Pavel ne întreba că nu trebuie să-l faci netrebnic. Dacă îl faci netrebnic, nu te mai ajută nici trupul. Ai să vrei, am găsit din ăștia pe care, la care cu râvnă peste măsură, pe care Sfântul Ioan Scăraru spunea că zice, dacă vezi un om râvnitor peste măsură, zice pe unul ca acesta, trage-l jos tu, ca să nu-l tragă diavolul. Să-l trage diavolul, să-l duce până în fundul iadului. Așa, deci, din punctul acesta de vedere, am văzut oameni care posteau așa și după aceea au trebuit să mănânce brânză și învinerea mare. E? Asta înseamnă măsură. Măsura o stabilește în duhovnicul împreună cu cel la care vine la spovedanie, nu cel care vine la spovedanie, cu duhovnicul, ținând cont de indicațiile medicale, dacă sunt probleme și așa mai departe. Deci, nu? Dumnezeu nu este omorător de oameni. Dumnezeu este omorător de păcate. Îi spovedeam odată un preot, tânăr și cu probleme ca orice tânăr. Nu? Că trupul e același, și de preot, și de simplu creștin. Și preoteasa venea la mine și îmi spune, zice, azi îmi spune, mâine, tot la mine se spune, părinte, mai spune lui ăsta că așa și așa mai departe. Și eu discut cu el, dar zic, tu cum postești? Păi, nu cum fac, dar el nu înțelege. Crescută dintr-o familie din aceea care nu postea deloc. Înțelegeți, ieșită de acolo și ei se părea ceva exagerat. El mi-a spus, eu nu mă pot echilibra deloc sufletește altfel. Dacă nu mă postez, mă chinuie diavolul de strânare, nu mai poți, zice altfel.
Și atunci am tăiat un limite, preoteam să muclez de acum. Muclez. Gata. Omul mi-a explicat, nu se putea altfel, nu putea altfel, duhovnicește așa. E sigur, la bătrânețe lucrurile se mai așează, dar rămân la nivelul minții. La nivelul minții. Te crucești ce poți auzi la spovedanie. Te crucești în punctul acesta de tot felul de descrâniți din aceștia care nu înțeleg ce înseamnă viața duhovnicească. Dar din punctul acesta de păcatul, dacă nu se mai poate săvârși trupește, fiți atenți că omul scapă de păcat doar atunci când pune mâinile pe piept. Și că la Sfântul Macarie, când trecea prin vămile văzducului urcându-se spre ceruri, l-au văzut părinții cum diavolul spunea, hai scăpa de noi Macarie, hai scăpa de noi, el nu răspundea nimic. Și când ajunge în porțile cerului, da, acum scăpa. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Suntem păcătoși. Păi de ce credeți că Sfinții dormeau atât de puțin? Vorba tata meu, care era un petrecăre, spunea așa, bă, cine doarme mult trăiește mai puțin, adică nu mai are timp. De ce știa el? Sau mai avea o vorbă, zice, bă, iarăși, și o viață o ai și pe Eodori. Nu așa se pune problema. Deci cine... Ce trebuie să înțelegeți? În somn, omul nu mai are capacitatea de discerne binele de rău. Și acolo vine banda diavolului. Ca să mă înțelegeți pe românește. Să uite așa se rulează. Erotică, de groază. Plus cu ce s-a lume peste zi. Și după aceea celelalte imagini de... Asta este tot ce cu subconștientul acumulează și răbufnește. Eu le spun în special celor care sunt chinuiți de, știți, de filmele acestea, de tot felul, în special pornografia și asta. Și le spun, măi, uite, ca vorbire de viața Sfântului Maria Egipteanca. Știți ce a spus Sfânta Maria Egipteanca, între altele, cu Viosul Isosima? Că i-au trebuit toți cei 47 de ani să lupte cu imaginile păcătoase din viețuirea de mai înainte. Mintea nu este undeva un calculator din acesta în care dai... Ce știi? Nu este așa. Ele rămân și răbufnești și atunci când vei conștientiza că ți-ai băgat cuțitul singur în inimă și după aia trebuie să-l și scoți și trebuie să-și vindeci rana, totul. Asta este drama omului, să știți. Deci, din punctul acesta de vedere, de aceea părinții dormeau atât de puțin. Era o mănăstire în Constantinopol, în perioada bizantină, se numea mănăstirea achimiților sau neadormiților. Acelor care duceau somnul până la extremă, tocmai din punctul acesta de vedere, ca diavolul să nu vină cu benzile lui. Să nu-i chinuie prin vis. Păi nu este păcatul lor, dar asta este, eu ce vă spun, că de un suflet curat, cum este un copil să uite la tot felul de desene animate, la toate scurcăciunele și săracele. Și asta, să impun și diavolul se prinde mult mai ușor. Desene animate acum, pe violență. De violență. Păi m-am dus odată la cineva și ne ducem în sufragerie și zice, ce fac copiii? Păi sunt acolo și tot aud, deschide ușa, la un moment dat, Sandy Bear. Țin mintea. Era un desen animat. Nu. Da. Am auzit acolo și am auzit acolo cum se transforma. Natură creează. E ce mesaj trimite un astfel de film? Mai sună cu el la fel cu Doamne ajută-mă? Deci de asta, din punctul ăsta de vedere, trebuie să înțelegeți că nu se poate. Și de aceea am spus, în somn, acolo este multă banda de apă, nu este și lucrarea subconștientului a ceea ce acumula mai înainte și iară răbufnește și iară vine și unele pe care nu le știi, lucrează și Dumnezeu. Nu? Că vedem
cum l-a adormit pe Iacov ca să vadă vedenia, scara. Știți, visele și vedenile sunt o problemă foarte delicată. E bine să nu credeți, că nu o să vă acuze Dumnezeu, că n-ați crezut între ele. Acolo, dar ferească Dumnezeu să crede și să vă înșelați. Aici, nu o să vă acuze Dumnezeu nici la judecată. Ți-am trimis mesaje, soro, cu tare, și n-ai crezut niciodată în ele, sau nu te-ai ținut. Nu, deci trebuie să faci ceea ce este bine, mai ales că aici categoriile viselor. Știți, părinții aveau această discernere a duhurilor, de aceea, dar când apărea diavolul, uitați-vă, citiți-o un pic viața Sfântului Antonie cel Mare. Dar nu este viața din Sinaxara, aceea din Piețele Sfinților, ci este viața Sfântului Antonie cel Mare, scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare, care a fost ucenic. Și o să observați acolo tot ce înseamnă lupta aceasta de care vorbim. Omul când începe să progreseze duhovnicește, nu mai că visează lucruri de genul acesta, ci ajunge într-o luptă pățișă cu Satan. Astea nu sunt filme din acestea științifico-fantastice, cum se numesc astea. Sefe, așa, uite, tu le știi. Nu este sefe. Este realitatea vieții duhovnicești. La început nu se întâmplă nimic. Dormi liniștit. Dacă te are acolo. Dar când începi să lupți, că mai vin și mai spun, vai de mine că mă chinui și asta. Zic, și eu încep să râd. Zic, până o cânta la tine la propriu ca la acordeon Satana. Mai e luptă. Păi asta vezi la Sfântul Antonie cel Mare. Lupta aceasta, și asta ținut s-o scoate în evidență Sfântul Atanasie. N-a scris o viață numai ca să fie viața părintelui lui. Nu. Ci exprimă un lucru pe care Sfântul Antonie cel Mare, când ajunge să se curățească de patim și să scape de diavol, fiilor, nu vă temeți. El trecuse prin tot ce însemna lupta aceasta. Interioară. Dar devine una proprie. Și simți că s-ar creiere din cap la asta și că nebunești de multe ori. Așa îți face diavolul. E o luptă acolo de... Am zis, nu obosește la lucrurile acestea. Dar niciodată cu Dumnezeu, și mai ales să nu iei pe alături într-o parte sau în alta, ci să mergi pe linia aceasta, poți să biruiești. Ați întâlnit și ați cunoscut pe cuvioase Părinte Stareț, sunt convins, foarte mulți părinți duhovnicești deosebiți, îmbunătățiți. Și cred că de la fiecare ați avut ce învăța. Puteți să ne spuneți, să ne descrieți pe unul, să ne prezentați în câteva cuvinte de la care v-a rămas ceva deosebit sau care v-a impresionat cu ceva anume, cu ceva deosebit, cu ceva extraordinar? Aoleu, cea mai grea întrebare. Pe care îl pomeniți, l-aveți la Evlavie, Cea mai grea întrebare, pentru că eu m-am dus călugăr la Tarcău. Și acolo la Tarcău, când m-am dus, am trebuit să găsesc un părinte duhovnic. Eu mă spovedisem până atunci la părintele Ioan de la Recea, mie, în rândul marilor duhovnici de acolo, era pe atunci la aici, la Bâlbuită, la mea București. În Sfânt. Da. Orice zic, trâncă ne unii și alții, în Sfânt. În Sfânt, atâta trebuie să țineți minte de la mine. Dar în Sfânt, în tot ce înseamnă cei de acolo, pe care cred că pe unul nu l-am cunoscut, dintre toți de acolo, dar pe era pe Eric. Nu, și pe Părintele Rafael. Da, a fost un om de o deschidere duhovnicească și de o trăire cum puține găseai. Apropo de dobândirea rugăciunii inimii, de lupta cu patimile, m-am dus odată la spovedanie și țin minte că mă chinuiau niște drăcii din astea, că ca pe orice tânăr, să mă ies din mănăstire, să nu mai stau, să mă duc, ar fi mai bine, că putare, că ce e un tânăr așa înalt și frumos ca mine, cum îmi spunea mici, ce ai găsit tu acolo? Băga diavolul tot felul de chestii în mână. Și atunci, Părintele Ioan mi-a luat capul în mâini și a început să plângă cu mine și mi l-a ridicat și mi-a spus, vezi ce, Antime, pe mine a trebuit Dumnezeu să mă ducă în închisoare ca să mă liniștesc. El a scris o carte, a fost frumos la Gherla,
în închisoare, pentru că acolo a fost cea mai mare școală. Iar când după aceea am ajuns călugăr și am început să-l întreb despre rugăciunea inimii, toată lumea spunea și am dat mărturie zilele trecute despre lucrul acesta, că părintele n-avea rugăciune. Învățase tehnica, teoretic, să zicem noi așa, de la părintele Arsenie Boca, care pusese mentor înainte de a se duce la mănăstire și asta, și după aceea, de-aia am uitat de acolo, dar nu e nici el. Cine Arsenie Boca? Nici el nu mai are. Nu, ăștia sunt calendarul Anastasia din 1989. Ei, și vreau să vă spun că de la părintele Ioan a învățat ce înseamnă deschiderea aceasta spre spovedanie și asta. Era un învățător cu Duhul, nu trebuia, bacă spovedeam cu om, bacă nu spovedea, ca bacă împărtășea și asta. Erai carte deschisă. Erai carte deschisă. Așa după cum carte deschisă, erai la un duhovnic diametral opus, care mergeam, și anume părintele Nicodim pusnicul despre care l-am vorbit, Nicodim Grosu, de la Tarcău, pusnicul Tarcăul, cum era numit, fost profesor la teologie și la seminar, și care a stat în pustia aceea 26 de ani, plutea pe poiane când venea în mănăstire la propriu. Era la un metru de, și nu odată l-am văzut eu sau alții, eu fiindu-i ucenic și la urmă și duhovnic, pentru că nu mai avea pe cine, la cine să apeleze, mă chema, eram stare ce spovedeam, tremuram așa ca Ioan Botezătorul când punea mâna să-l dezleghe păcate pe creștetul Mântuitorului. Cam asta, să înțelegeți. După aceea era părintele Nifon, un om de o bunătate de nu vă puteți da seama. Și cel care m-a ajutat cel mai mult plecând la mănăstire, eram un copil, dar renunțasem la liceu, am trebuit să o iau de la capăt, și care, din pensia lui, cu părintele Nicodim împreună, mi-au plătit toate școlile. Amândoi văzători cu Duhul, diametral opus. Părintele Nicodim era un om de o asprime și de o rigoare, ceea ce însemna rânduiala monahală, cum rar ai fi putut să vezi. Părintele Ioan era un om foarte deschis. La prima vedere îți spunea trei bancuri și după aceea se dădea la ureche, că a zis că aia e așa. Și într-un minut era cu tine. Și te... Cu trebuie recuperat. Nu era. Sau vezi că nu mai gândi așa, că aia nu e după Dumnezeu. Și am tot găsit astfel de oameni. Părintele Nifon Bunoară a murit în... Și părinte, ca și părintele Nicodim, a murit în brațele mele, amândoi. Spunându-mi, uite așa va fi, uite așa va fi, uite așa va fi, uite așa, uite asta cu asta, asta cu asta, ce vrei. Și de altfel, cu 3 săptămâni înainte, mi-a spus, eu revoltat, că plecase de la mine, de la Jac, că a stat o vară la mine, luasem acolo. Și pe aia venit, iertați în amințirea Sfintei Cruci, la Oradea? Înainte fusese. Un om de o curăție și de o trăire, cum bine, și am cunoscut mulți, nu mai știu ce să vă spun, însă fiecare avea lucrarea lui. Și de la Părintele Patriarh Teoptist, care a fost ucenic, ce ați... reținut în mod deosebit. La Părintele Patriarh Teoptist, blândețea aceea de părinte și modul în care știa să învine rigoarea lucrului bine făcut în administrație, pentru că făcea și administrație, nu? Era, trebuia să administreze o biserică întreagă, nu numai din punct de vedere duhovnicesc, că problemele duhovnicești nu state el să spovedească sau să dezlege sau să boteze. Le făceau preoții, dar el avea și modul acela liniștit de a le face, fără a face valuri. Noi nu știm, nu ne dăm seama. Îmi spunea înainte de a muri cu tristețe, așa în suflet, zice, m-au făcut ca să nu mai fiu un exemplu pentru nimeni. Pentru că așa spune Hristos, bate voi păstorul și se vor înțelese pe oi. Deci, fiecare dintre noi avem oarecum lucrarea noastră. Și știți ce este trist? Că în biserică, toate aceste orientări, ca să nu le zic altfel, nu le zic grupuri, că nu sunt, fiecare își găsește mântuirea acolo unde crede că e măsura lui potrivită. Dar nu să se pună după aia guru. Eu l-am îndrăgit și pe Părintele Cleopa Bunoară. L-am cunoscut foarte bine. Dar nu l-am îndrăgit cum l-am îndrăgit pe Părintele Paisie.
covnicul părintelui Cleop. Nici el nu e. Și vă spun, dar fiecare avea lucrarea lui. Pe mine nu mă odihnea părintele Cleop. Dar asta nu înseamnă că nu o spun cu mângura mare că părintele Cleop este un sfânt. Și vă spun un lucru. Deci când m-am dus la mănăstire, am dus Bună Silvestrie. Era în săptămână, la începutul postului mare, și mă duc eu acolo, stau câteva zile, stau, eu era plecat cu nu știu ce probleme pe acolo, administrative, vine după vreo 4 zile ce era mai lucru. Părintele Victorii nu prea lipsește din mănăstire. Acolo stă, acolo înțătrânește, rar când ieșea el prin... Deci fusese, cu alte cuvinte, o problemă foarte importantă. În cele 4 zile, prima zi mă duc la econom, era un părinte de acolo, de lângă mine, îl cunoșteam totdeauna. Mama, când mă duceam la mănăstire, îmi punea câte un dar și pentru părintele și spunea, du-te și spune și să se roage și pentru noi. Și îmi zice, zice, cu ascultare să va părintea, zice, e, hai și tu, frate Constantine, cu aici, cu noi să alegem cartofi, era primăvară și făcuseră colț. Și am făcut lucrul acela prima zi. A doua zi când mă duc, îmi zic, ce fac astăzi? Păi îmi zice, economul zice, ia du-te, zice, și stai un pic și ia și tu o carte și citește, că vine, zice, tiranul ăsta cu... Stai-ți-o, adică, zice, are timp să-ți îndoaie oasele, știi? Și m-am dus la chilie și a treia zi și așa. A patra zi vine tiranul și astru cum râdem și acum, că ne cunoaștem foarte bine și asta. Și mă întreabă, ei, și frăția ta ce e, vrei? Păi, uite, vreau să vin și eu aici, călugări și asta. Și de câte zile ești? Păi de 4 zile. Și ce ai făcut prima zi? Că zic, am ales cartofii. A doua zi, zic, nu mi-a mai dat ascultare, zic părintele, probabil o fi uitat eu de acolo ca să nu... Dar nu i-am mai zis că, vezi că tiranul, că atâta lucru mă duce aminte. Aia și atunci s-a enervat. Și a zis, zice, ei, frate, zice, du-te la Seco, că acolo au nevoie mai, de mai mulți călugări. Și m-am dus trist așa la Seco, era părintele Iustin, încă nu plecase să facă mănăstire, era după Revoluție imediat și părintele Seco, părintele Iustin, mi-a spus, da. Părintele Iustin mi-a spus, zice, lasă-vă, Constantine, deci eu nu. Dar înainte de a pleca, aici voiam să ajung, pusese o călugărie a unui călugări seara, deci era sâmbătă seara. Și o răvășit că nu m-a primit și pe mine mănăstire, m-am pus într-un colț acolo. Părintele Cleopa nu știa nimic. Deci starețul ajunsese după masă, ajunsese doar să discute cu mine și așa, și s-a dus imediat și s-a îmbrăcat și a luat rasa acolo. Părintele Cleopa nu știa nimic, dar sunt convins. Și în timpul călugăriei, cum el era naș, călugărea pe preasfințitul Martin de la Paris, care mi-a făcut mai subalter în birou, de când era student. Și a strigat la mine. Normal ar fi trebuit să audă toată biserica cum a strigat părintele Cleop. Nu mai plânge, Constantine, că ai să ajungi călugăr, dar locul tău nu e aici. Și vă spun, mi-a dat oarecum o pace și o liniște, așa. După aceea... Apropo, Constantine îl chema și pe ea. Avusesem oarecum un conflict, așa să zicem, cu ghilimelele de rigoare. Eu venise la mine o fică duhovnicească, eu o dezlegasem, după aceea, din respect față de ea, am trimis-o înapoi și ieșise oarecum așa. Și atunci tânărul din mine enervat, n-am ascultat de bătrân, m-am urcat în repede mașină și direcția lasă, rezolvă treaba. Nu pot să uit de bătrânul, care stătea pe pat, mie mi-a dat un scaun, știam. Nu știa de când eram în țin de copil atât. Și s-a pus pe pat și a început așa, uitându-se pe icoana Mântuitorului, să citească cu lacrimi în ochi. Deci, cu ani în urmă, vedea la poarta acestei mănăstiri un frate. Îl chema Constantin. Și atunci i-am spus că locul lui nu este aici. Du-te, părinte, și pe cum mi-a făcut și pe cum și iartă. Cam asta a fost.
Uitați-vă, frățiile voastre, sfinții, totdeauna. Eu mă, dacă o luăm așa cum ați privit sau ați vrea dumneavoastră să priviți lucrurile, mă întreb cum se întâmplă. Împacă în cer Sfântul Ioan Gură de Aur cu Epifanie din Cipru, doi sfinți. Cum se împacă Constantin Brâncoveanu cu Antim Mitireanu? Că și Epifanie l-a trădat pe Ioan Gură de Aur. Și când la îndemnurile lui Teofil al Alexandriei s-a dus și n-a vrut să îi trimitea scrisoare. De ce ești atât de polivină și slujești aici la catedrală unde trebuie? Nu, s-a dus la o biserică, arăta că n-are comuniune cu eretic. Așa îl considera. Eretic? Ioan Gură de Aur. Și s-a dus într-o biserică, mai face și pocinogul, că mai hirotonește și un diacon, ceea ce este împotriva canoanilor să te duci să faci asta într-o altă eparhie. Și atunci Sfântul îi trimite o scrisoare. Pentru ce ai făcut, Dumnezeu spune prin mine că n-ai să mai ajungi nici la eparhia ta. Și atunci îi răspunde celălalt Sfânt, nici tu, Sfântul al lui Dumnezeu, nu sunt unul tău. Sfântul Epifanie moare pe corabie și au dus trupul și l-au îngropat în Cipru, unde era episcop, iar Sfântul Ioan Gură de Aur n-a mai ajuns. A murit pe... nu, comanii. În drum. Și în drum spre locul subiunului, întotdeauna în Armenia era subiunul. Da. Trebuia să meargă în exil. Deci gândiți-vă cum gândește Dumnezeu, cum vedem noi lucrurile. Mă întreb cum se împacă Sfântul Ioan Gură de Aur, Boana, cu Chiril, care l-a prigonit la propriu. De ce? Pentru că era sub tutela lui unchiul său, Teofil, fostul patriarh, și toată disputa, dacă vă spun de la ce pleacă, râdeți de... Păi ce se întâmplă? Ăsta Teofil era plin de intrigi, patriarhul cum era, se întâmplă că este asasinat împăratul Grațian, un tânăr de vreo 22 de ani, care este omorât de un uzurpator, Maxim se chema. Și atunci Teodosie cel Mare, iarăși alt sfânt, jură pe masa Sfântului Altar că nu va avea liniște până nu va răscumpăra pe împăratul ucis mișelește, un tânăr de 22 de ani. Sfântul Ambrozie cel Mare trebuie să preia misiunile pentru că îi fusese tânărul împărat și consilier și duhovnic și se duce cu un demn de la noul împărat și zice numai tu poți să-l potolești pe tiranul ăsta. Și atunci, de ce? Trebuie să-l ținem pe loc până organizăm armata, că după aia să-l căsăpim bine. Teofil, cum era pus mereu pe harță și pe tot ce înseamnă profit, face un lucru de diplomat de data asta. Trimite la Constantinopol pe un diacon cu două scrisori și un singur cadou. Țineți minte diplomații. Două scrisori și un singur cadou. Și îi spune diaconul, îi zice, dacă ies învingător în luptă tiranul Maxim, îi dai scrisoarea și cadoul, dacă ies Teodosie, îi dai scrisoarea și același cadou. Depinde. Numai că diaconul și ea și el însuita lui de diplomat și de trimis al patriarhului, un ipodiacon. Care-i podiacul? Îi fură scrisorile și le duce Sfântul Ioan Gură de Aur. Și de aici începe tot dezastru, ca să spunem noi, tot ceea ce a însemnat, așa s-a ocualizat Teofil cu împărăteasa Eudoxie. Toată drama Sfântului Ioan Gură de Aur. N-a avut liniște până nu l-a văzut în mormânt, că știa ce știa. Și te întreb, oare prin cer cum or fi? Nu știe. Nu știe. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu încurcați lucrurile omenești, pentru că una când se fac cu răutate ca la Teofil, și asta altfel cum se fac, când se fac fără răutate, din neștiință, cum era la Chiril, la nepotul să dea în doctrina asta atât de bine, încât, na, și într-o noapte ce face? El care nu-l povenea nici la slujbe. Are un vis în care se arată Maica Domnului cu Sfântul Ioan Evanghelistul și îi spune, zice, ce ai cu Ioana meu? Era și Sfântul. Păi, că e eretic și așa, hai, dai eretic și dai cu vergele. Și
Și se trezește Sfântul Chiril, bătut tot dimineața, și atunci, dându-și seama ce a făcut, și-a luat, a cerut veșmintele liturgice, s-a dus în biserică, a slujit liturgia și la momentul potrivit acolo, unde a auzit patriarhul, a convenit pe... Asta înseamnă comuniunea bisericii, nu însemna faptul că nu-mi place mie de ăla. Sunt lucrurile teologic și duhovnicești, mult mai profund. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să le privim așa, da. Dar măsura să-și o găsească fiecare. Te simți împăcat la un părinte și a odihnit duhovnicește, du-te. Nu te simți, nu te ține nimeni. Dar nu schimbați duhovnicii precum șosetele, unul, pentru că nu încercați să faceți ceea ce trebuie să facem ca și penitenți atunci când duhovnicul ți-o cere. Asta este sfatul. Se schimbă și fără binecuvântare, dacă duhovnicul mă nimerește odată și la unul, știi, care te duce de râpă, nu o să te ducă la rai. Ce se face? Mai sunt și... Dacă un sfânt părinte spune ce, dacă găsești un preot căzut de șalmă, șterge-i mâna, sărutări, că el a făcut... Da, e adevărat, fără îndoială, dar știți cum e? Una este cinstirea acolo, da, și alta este faptul că te folosești de harul lui, fără doar și poate, dar povățuirea duhovnicească este un lucru pe care noi... A sunat personal. A sunat personal. Și asta înseamnă un cuvânt pe care ne-l spun părinții așa de pateric. Caută-ți doctor după boală și duhovnic după păcat. Adică doctorul trebuie să-l cauți, să te vindece, trupește și să-ți găsească bolile și să îți dea medicamentul cel mai potrivit. Și duhovnicul trebuie să vindece sufletul. Dar mai sunt întrebări? Nu mai. Da. Vă mulțumim tare mult. Câteva anunțuri. În primul rând, să-i mulțumim tare mult părintelui Stareț că a venit și îl mai așteptăm cu toată dragă. Dacă i-a plăcut, dacă nu l-am supărat, dacă nu l-am supărat, dacă nu l-am smintit cu ceva. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom mai avea vreo 4 seri duhovnicești și încheiem anul acesta. Prima va fi, probabil prima, cu Părintele Stareț Nectarie de la Mănăstirea Crasna, apoi cu Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului, apoi cu doctorul Pavel Chirilă și s-ar putea încă una, ori 3, ori 4, până la sfârșitul anului. Vă vom ține la curent când vor fi, cu cine anume, care, funcție și de programul Sfințiilor lor și de celelalte. Cu ajutorul lui Dumnezeu, câți va merge săptămâna viitoare în Sfântul Munte. Mergem și la schiturile românești, Prodromul, Lacu și la Sfântul Gheorghe Capsala, schiturile românești. Care vreți, cine mai dorește, că înțeleg că sunt doritori, să trimită, să transmită acolo pomenul, ce o pot face cu toată dragostea și cu toată încrederea că vor ajunge acolo. Am mai dus și altă dată, cu alte ocazii. Și mi le puteți da ori mâine seară la slujba Sfântului Maslu, ori duminică la slujba Sfintei Liturghii. Mulțumim și Părintelui Paroc, mulțumim tuturor. Dacă este între dumneavoastră cineva cu numele de Parascheva sau Paraschiv, vă dorim un sincer și călduros la mulți și fericiți ani. Doamne ajută, să facem și rugăciune. Vorbim după ce faci o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeu Dumnezeu. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului, preacuvioase Părinte, binecuvântați. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, Cel ce ne miluiește pe noi și ne înțelețește, cu al Său har și la Sa iubire de oameni, întotdeauna prin și curia și în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă mulțumim din suflet tuturor, Doamne ajută. Câțiva bărbați să ne ajute să strângem bălcuțele, pentru că